Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. Invitata mea din această seară a condus unul dintre cele mai importante ONG-uri din România, un adevărat ghimpe în coasta puterii, mai ales PSD-iste, și detaliul nu este întâmplător. A fost de două ori ministru în condiții extrem de dificile, 2016 și 2020, este deputată și recent a părăsit cu amărăciune partidul în care a intrat să facă politică, după ce acest partid a intrat la guvernare cu PSD. Acum este neafiliată și sper să aflăm de la domnia sa dacă urmează să participe la construirea unui nou partid politic. Bună seara, doamna deputat, doamna ministru, Violeta Alexandru. Bună seara, doamna Dogioiu, bună seara celor care ne ascultă. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru prezentarea foarte frumoasă, vă mulțumesc. Vă așteptăm și pe dumneavoastră, cei care ne ascultați, cu opinii și întrebări la 0372069599. Doamna ministru Violeta Alexandru, ați părăsit PNL după învestirea guvernului Ciucă. Împreună cu cât sunteți în acest moment cei care ați părăsit? 16 deputați și senatori. 16 parlamentari. Am părăsit într-adevăr cu mare părere de rău, să știți. Ați punctat și dumneavoastră, am avut un mesaj public și probabil din acest mesaj ați și extras fragmentul din descriere. Eu am tot sperat să nu se întâmple acest lucru. Eu am intrat în politică având convingerea că PNL sub Ludovic Orban nu va accepta niciodată să facă un pact cu PSD, o alianță, cum să o numi ea, să se apropie de PSD. PSD este partidul care a frânat dezvoltarea României, iar noi și în campanie și înainte de campanie le-am spus românilor că o să-i ferim de o nouă ocazie de a vedea PSD la putere. Asta am spus noi, Partidul Național Liberal, când eram în campanie. În momentul în care au apărut primele semnale, să știți că am spus colegilor, adică n-am plecat punându-mi geanta pe umăr și dispărând, pentru că am intrat în politică cu toată deschiderea și dorința de a rămâne în PNL și de a face treabă și știind că este partidul care s-a poziționat clar împotriva celor care, vă spuneam, din punctul meu de vedere, n-au făcut decât să facă rău României. Am dat aceste semnale, am spus că vom susține un guvern care să refacă coaliția de guvernare. N-am făcut niciun secret din a declara public că vom susține acest lucru, că suntem pentru refacerea coaliției. Am fost ignorat și, sincer să fiu, trăiesc cu senzația că foștii mei colegi din PNL s-au și bucurat. Adică am simțit și răutate, vă mărturisesc. Eu m-am dezafiliat la început, după ce am părăsit Partidul Național Liberal, tocmai ca un semnal. Nici n-apucasem să-mi depun cererea și m-au exclus din toate grupurile de discuții, din toate discuțiile, ședințele, deși făcusem cerere care să intre în vigoare peste două zile față de momentul depunerii. M-au exclus imediat, că mi s-a părut că s-au bucurat, iar eu sunt un om care s-a străduit mult să facă echipă cu ai mei colegi. Nu-mi dau seama, s-a strâns foarte multă tensiune în Partidul Național Liberal din campanie, de nu se mai, sau din campanie, da. Din campanie. De nu se mai discerne între ce este corect și ce este bazat pe o groază de frustrări și pe orice altceva mai puțin frumoasă colegialitate. Deși până la sfârșitul anului trecut ați fost ministru muncii, din câte știu nu mai sunteți nici în Comisia de Muncă. Astăzi am observat că m-au înlocuit într-adevăr și din Comisia de Muncă. Ați observat? Nu v-a anunțat nimeni? Nu m-a anunțat nimeni. A fost publicată informația și am putut să o citesc și eu. Sunt în Comisia pentru Drepturile Omului. Voi rămâne la fel de serioasă și acolo, dar și în a urmări subiectele care au legătură cu piața muncii, cu domeniul pensiilor, cu tot ce înseamnă servicii sociale. Sincer să fiu, consider că am făcut în comisie cât am fost o figură foarte frumoasă, în sensul în care mi-a plăcut, am citit cu seriozitate, am luat toate mesajele de la oameni și am încercat să le și transpun imediat în proiecte. Nu o să mă rup de acest domeniu, voi participa la ședințe în calitate de observator, îmi doresc să rămân activă și pentru toate proiectele pe care le-am depus, pentru că deja am depus câteva proiecte, voi fi acolo, în toate comisiile, să mi le susțin, pentru că am argumente pentru ele.
Poate ați supărat-o rău pe doamna Firea la audierea în Comisia de Muncă? Ar fi o explicație? Dacă s-ar fi întâmplat așa, înseamnă că, într-adevăr, a avut impact. Dar, așa cum știu eu, PSD-știi, ei sunt destul de... Sunt, într-adevăr, răzbunători, dar, nu știu, să te superi înseamnă să fii un om cu un anumit set de valori și chiar să te deranjeze. Nu, părerea e enervată doar că i-am stricat buna dispoziție. În spatele dânsă era o armată de membrii PSD care veniseră cu imense buchete de flori să o susțină. Cultul personalității, vi s-a părut? Da, mi s-a părut cultul personalității de-a dreptul și presupun că am enervat-o, dar întrebarea pe care i-am adresat-o doamnei a fost una de substanță, însă în introducerea făcută la întrebarea respectivă și avea legătură cu mandatul domniei sale. Am ținut să-i reamintesc că dânsa a făcut o remarcă la adresa președintelui Iohannis și la adresa familiilor fără copii și că o culme ironiei este propusă chiar pentru Ministerul Familiei. Lăsând la o parte persoana ministrului și lăsând la o parte trecutul, acest minister al familiei, desprins cumva din Ministerul Muncii într-un fel, are vreun rost? Îi vedeți utilitatea? Nu. Eu cred că ceea ce își propune să facă, dacă am înțeles bine din audierile de la comisie, se face foarte bine de către celelalte ministere, măcar să se facă de către celelalte ministere care în acest moment au și personalul și fondurile necesare să se apuce de treabă. De exemplu, vorbea despre construcția de creșe, ceea ce este o realitate, o nevoie în România. În unele localități, cum sunt cele urbane, poate nu doar construcția este oportună, poate și găsirea unei soluții în spațiile de birouri pentru clădirile care au un număr suficient de angajați, astfel încât se justifice investiția respectivă și atunci un parteneriat cu mediul privat poate să fie o soluție. E vorba mai ales despre componenta de creșe, dar și de grădiniță. Cel mai greu pentru familie este să, în momentul în care se întoarce la serviciu și atunci vrea să fie cât mai aproape de copil, plus că descongestionează și traficul, pentru că nu mai e necesar ca un părinte să meargă să-și ia copilul după serviciu de la creșe sau grădiniță după caz. În fine, toate aceste lucruri ar trebui făcute de Ministerul Dezvoltării Regionale. Ele să se facă odată. Asta este de fapt problema, nu să se înființeze un minister, nu să se înființeze un minister, că nu asta e soluția, să înființezi o structură de stat ca să împingi lucrurile în mersul lor firesc. Alte propuneri pe care le-am auzit țineau de zona fiscală, care intră în atribuția Ministerului Finanțelor Publice, astfel încât, în afară de probabil inaugurări și diverse evenimente la care dânsa ține să se afișeze, nu are pârghii să facă ceea ce, în mod evident, este necesar pentru România. Pentru familiile din România. Revenind la politică, faceți un nou partid împreună cu domnul Orban și cei 16? Cel mai probabil este o discuție pe final între toți colegii care formăm grupul de inițiativă pentru un asemenea demers. Cu permisiunea dumneavoastră aș lăsa momentul oficial al anunțului, care va fi foarte curând pentru ceea ce ne dorim să construim, dar nu o să mă ascund acum, cunoașteți că sunt un om direct, nu o să fac acum un balet, să mă mișc printre răspunsuri care mai de care mai complicate. Ne îndreptăm spre o asemenea decizie și vă spun de ce. Toți cei care au votat având convingerea că Partidul Național Liberal reprezintă dreapta în România, pe cei care au pus pe picioare afaceri, pe medici, pe cei care lucrează în domeniul medical, cum ar fi medicii de familie, care sunt, de fapt, dacă te uiți la relația lor contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, adevărați manageri pentru propriul lor cabinet. Toți cei care lucrează ca freelancer, toți cei care au inițiative, riscă pentru ele și asumă și vor să facă treabă în România, se uită la un PNL care s-a înfrățit cu PSD și care are obiceiurile, a preluat din obiceiurile Partidului Social Democrat și putem să detaliem dacă doriți. Acești oameni rămân fără reprezentare. Dar poate ei reprezintă USR, nu v-ați gândit la varianta asta? Ei spun că ei au recuperat liberalismul. Eu nu spun nimănui către ce opțiune politică se îndrepte, sub nicio formă.
Dar spun că în programul politic și în ceea ce susține efectiv și în Parlament și în discursul public USR, nu sunt cu adevărat principii de dreapta autentice, ci sunt mai degrabă de stânga, mai degrabă de centru, dar în niciun caz electoratul liberal n-aș zice că este reprezentat de USR. Dar repet, eu nu dau lecții nimănui. Dacă între ideile și între proiectele pe care le face USR se regăsesc teme din agenda și din preocupările, invit oamenii să fie atenți la politică și să opteze pentru cea mai curată dintre opțiunile pe care o au, dar din punctul meu de vedere, în acest moment, o parte importantă din electoratul liberal este dezamăgit. Acești oameni nu mai au reprezentare politică și suntem datori să facem acest lucru pentru a nu-i îndepărta și mai mult de politică, pentru a nu le crea sentimentul că sunt abandonați și că vocea lor nu se mai aude pe scena politică. Un indiciu privind numele viitorului partid îmi puteți da? Noi ne vom poziționa în zona dreptei, o să aveți o decizie și pe acest subiect, dar în acest moment nu vă pot comunica, pentru că testăm mai multe variante, ne consultăm cu toți colegii. A fost foarte, pentru mine, personal și cred că și pentru colegii mei, a fost extrem de emoționantă reacția oamenilor la momentul plecării și mai ales după. Care oameni? La cine vă referi? Mă refer la oamenii obișnuiți și la membrii PNL, dar și la electorat, la oamenii obișnuiți, care ne-au scris inclusiv cu sugestii izvorâte din propria lor așteptare vis-a-vis de reprezentarea politică. Deci avem de unde alege, avem destul de multe idei și o să ne regăsiți în mod evident în zona de dreapta, de pe șichierul politic. Vă vor urma și în organizații? Din Partidul Național Liberal? Evident. E foarte posibil, dar n-am pus presiune asupra nimănui, dar nu eu, cât nu domnul președinte Orban. Da, avem semnale, da nu vă ascund că avem semnale, dar repet, nu am cerut nimănui nimic. Dacă e ceva ce vrem să arătăm că se va face diferit de cum s-a făcut politică până acum, este să apărăm. Și recunosc că suntem afectați și de ce s-a întâmplat la Congres, adică n-am văzut acolo un vot liber, autentic, și eu am și comentat atunci că, indiferent cine face presiune asupra ta, de fapt este și problema ta că accept să fii încorsetat și să nu ai opțiune liberă. Din toate aceste considerente, sub nicio formă nu am cerut, presat, insistat. Dacă oamenii simt că această echipă care se formează alături de Ludovic Orban cu autentice convingeri de dreapta este o echipă în care vor fi liberi în sensul de a face politică, de a-și promova ideile și de a nu fi speriați că supără, deranjează sau incomodează pe cineva, atunci s-o facă liber și s-o facă din propria conștiință. Am ajuns unde am ajuns. Pentru unii e bine, pentru unii e rău. E o stare de fapt. PSD a revenit la guvernare. Dar ce a revenit este pe toate micile ecrane. Este PNL, nici să mai vede. Este clar că a revenit PSD la guvernare. A revenit. Acest declin din punctul de vedere al PNL, pentru că este în mod indubitabil un declin și ca pondere în cadrul guvernului, că oricum am luat-o, a început oare odată cu domnul Câțu sau a început cu guvernarea Orban din punctul dumneavoastră de vedere? Noi am fost afectați de guvernarea din 2020, dar să știți că, sigur, nu sunt eu un politician de lungă carieră și am apreciat că am luat niște decizii corecte. Puteam să fim populiști. Noi am fost afectați electoral de modul, eu zic, corect în care am administrat lucrurile în 2020, dar ne-am asumat acest lucru. Adică în loc, poate că se putea mai bine, eu nu zic nu, dar în loc să ascundem, să spunem, nu e așa grav cu pandemia, mai că vi se reproșează că ați ascuns, nu dumneavoastră personal, mă refer la guvernul Orban, cifre morți, ați fost acuzați ulterior chiar din cadrul... Dar nu s-a dovedit nimic, eu n-am gestionat Ministerul Sănătății, dar sincer nu am niciodată care să mă facă cifrele să probeze. Cifrele morților nu corespund într-adevăr între Înțeleg că sisteme de raportare diferite, dar că n-a ascuns nimeni cu bună știință, ci doar modul de raportare a diferit de la un sistem la altul și într-un final s-au compatibilizat. Dar repet, nu am o explicație că n-am gestionat zona respectivă. Însă, pe ansamblu, eu am plecat din guvern având convingerea că am făcut în primul rând tot ce a fost posibil omenește, în fața unui
unei pandemii despre care nu știa nimeni nimic și nu avusese nimeni niște măsuri pregătite. Sigur. Și doi, că am luat deciziile corecte, dar ne-a afectat. După cum știți, la alegerile parlamentare am fost afectați. Pentru că sunteți un om direct, o să vă pun întrebarea la fel de direct. Ca să înțelegeți exact la ce mă refer până la urmă și dacă nu considerați că și asta a fost o problemă. Ați spus chiar de la tribuna Parlamentului că n-ați stat în frig pentru ca domnul Grindeanu să se întoarcă la guvern. Dar vă întreb, ca om care a stat în frig, v-ați simțit confortabil, colegă de partid, cu domnul Grindă, așa îi se spunea, domnul Ștefan? V-ați simțit confortabilă cu domnul Alexe, care este anchetat pentru luare de mită în tablă? V-ați simțit confortabilă, colegă de partid, cu domnul Roman, care este acum în centrul unui uriaș scandal și care era unul din oamenii de încredere al domnului Orban la vremea respectivă? La asta mă refer când vă întreb dacă declinul... Oamenii vedeau și lucrurile acelea le-au văzut atunci. Dacă nu credeți că ceea ce s-a întâmplat atunci are efect, a avut un efect la domnul Nelu Iordache, prieten foarte bun cu domnul Orban și care domnul Nelu Iordache acum e la pușcărie pentru o uriașă evaziune fiscală. N-am știut că vă referiți la persoane și la de aceea fenomene, am făcut dacă un... vreți. Nu, dar răspund direct la întrebarea dumneavoastră. Am făcut o scurtă descriere a măsurilor pe care le-am luat în 2020 și care n-au avut cel mai bun impact în sensul popularității, de unde și rezultatul de la parlamentare. După care în 2021, dacă veți dori să revenim, pot să comentez și ce s-a întâmplat. Mie prestația premierului Câțu mi s-a părut de-a dreptul jenant. Adică am fost jenată efectiv de anumite declarații și poziționări pe care le-a avut. Dar revin. Față de domnul ministru Ștefan, vă spun cinstit că dincolo de percepția publică, eu personal, eu Violeta Alexandru, am văzut un om extrem de muncitor. Era cam și eu, eram cea care stătea, nu mă controla nimeni, pur și simplu vroiam să atingem cât mai multe rezultate și într-adevăr era un minister greu și un an greu. Ca mine era și Ion Ștefan, a muncit, să știți, adică s-a străduit. Acum e acuzat că a chemat șefii poliției din Vrancea și le-a spus, e între cei 16, nu, domnul Ștefan? A chemat șefii poliției din Vrancea și le-a spus să nu-i mai oplească băiatul un trafic. E o știre publicată de G4. Doamna Dogioiu, vă cred că nu puteți, adică nu vă bănuiesc că nu dați informațiile corecte, dar nu cunosc speța din plan local. Dacă așa este, ministrul Ștefan trebuie să explice de ce a simțit această nevoie. Eu nu l-am cunoscut un tip care să-și folosească funcția, eu nu l-am cunoscut cât am lucrat, să-și folosească funcția pentru, eu știu, a intimida pe cineva. Dacă așa s-a întâmplat, trebuie să explice acest lucru și categoric, dacă s-a întâmplat așa, nu este ceva ce să-mi facă plăcere să aud despre dânsul. Eu l-am cunoscut ca fiind un om care și-a dat silința și a făcut cu conștiinciozitate. Domnul Alexe, eu, din nou, răspunsul meu general este că trebuie văzut ce spune instanța, dar categoric orice asemenea situație te vulnerabilizează. Nu trebuie să se întâmple aceste lucruri. Efectiv, nu trebuie să se întâmple și nu trebuie să ajungem în situația în care să dăm explicații. Dar ce s-a întâmplat cu adevărat acolo, justiția va clarifica. Nu cunosc relația domnului președinte Orban. Nu frecventez, cum să spun, întâlniri din care să fi rezultat că domnul Iordache a fost sau n-a fost. Nu știu să vă spun, doamna Dogioiu. Am înțeles. Europa FM 0372069599, vă așteptăm în Piața Victoriei. Doamna Violeta Alexandru, ați fost ministru al muncii, ați luat multe bobârnace pentru că ați fost ministru al muncii. Păi nici n-am fost foarte cu minte, știți, cu sistemul public. Și primul rând v-aș întreba de ce n-ați mai fost, de ce n-ați rămas ministru al muncii, pentru că portofoliul a rămas la PNL în continuare, a venit doamna Raluca Turcan. Da. Nu știu dacă partidul urma să-mi propună sau nu, dar la momentul la care s-a conturat opțiunea Florin Câțu, având în vedere modul în care eu am lucrat foarte greu cu Florin Câțu, el nefiind un om de echipă, am dat de înțeles, dar repet, nu se punea problema ca partidul să mă roage, să ne înțelegem, nu eram în situația în care mă rugau colegii și eu pozam așa ca fiind o persoană
pretențioasă și care urma să-i refuz sau nu. Dar în contextul discuțiilor care au avut loc, mi-am dat seama că în felul în care eu am înțeles să fac management într-un minister nereformat, un minister foarte mare în care există prea puțină eficiență. Mă refer atât la aparatul central, cât și la dezmembrămintele, la structurile, casele de pensii, inspectoratele teritoriale de muncă. Un minister care are nevoie de schimbări majore în ceea ce privește resursa umană și are nevoie cu adevărat de indicatori de performanță, pentru că sunt zone în care simpla venire la serviciu e apreciată ca fiind necesară pentru a-ți lua un salariu. Da. Ei, cu această abordare, cu un ochi zilnic pe ei să-și facă treaba și să văd rezultate pe fiecare săptămână, nu am fost un ministru comod. Sprijinul pe care l-am primit de la președintele Orban, prin simplul fapt că l-or fi sunat pe dânsul, poate s-or fi plâns la dânsul, nu știu, cert este că niciodată nu mi-a spus încearcă să fii mai blândă sau schimbă, niciodată. Avea aceste semnale și totuși mi-a zis faci o treabă foarte bună, mergi mai departe, tot timpul de câte ori avea ocazia să-mi spună. În sensul... Cățu, de ce n-ați lucrat bine? Nu este om de echipă. Bun, nu este concret un om... ce nu mergea? Adică nu răspundea la cel rugat sau... Cam nu așa. De la lucruri mărunte până la chestiuni în care avem nevoie de discutat asupra impactului bugetar ca să pot să avansez respectivele propuneri. Florin Câțu avea, poate s-o fi schimbat între timp, n-am mai fost chiar atât de atent, înclin să cred că nu, ci că s-a agravat această latură a comportamentului lui, vede totul din prisma propriei sale imagini. Îl deranjează când cel de lângă el pare a fi mai bun sau pare a fi mai apreciat. Pur și simplu îl deranjează. Trebuie să fie despre el. Trebuie să fie în centrul atenției. Se numește egocentrism, din ce știu eu. Nu cred că a condus echipe. Să știți că atunci când asumi o poziție publică, printre altele, chiar dacă ai nevoie să-ți îmbunătățești cunoștințele, că poate n-ai lucrat, să zic, meseria ta nu e direct legată de domeniul respectiv, o condiție este esențială: să fii avut experiență de condus oameni. Dacă nu ai lucrat în echipă, dacă nu ai condus sau ai făcut parte din echipe în care trebuie să înveți că prin dialog și prin acceptarea și părerii celuilalt sau prin deschiderea pe care trebuie să o ai ca să ajungi la o concluzie rezultând din opiniile tuturor celor implicați, este foarte greu să te creezi un star, iar ceilalți să muncească pentru tine. Cam așa. Și atunci am simțit că nu voi avea compatibilitate cu el din calitatea de premier. Deci nici dumneavoastră nu l-ați vrut pe premier, nici premierul presupun că nu v-a dorit pe dumneavoastră. Presupun, doamna Dojoiu, da. Și dumneavoastră presupuneți la fel sau știți? Adică eu doar presupun dumneavoastră... Și eu tot presupun. Nu mi-a răspuns nimeni cu subiect și predicat, dar nu e greu să fac anumite legături. Ați rămas cu ochii pe Ministerul Muncii, în mod cert ați fost până astăzi, înțeleg, chiar până ieri, mai precis, în Comisia de Muncă. Se discută foarte mult despre această anvelopă a pensiilor contributive și speciale împreună în 9,4% din PIB, stabilită prin PNRR la acest procent. Domnul Budăi, actualul ministru, spune că nu înțelege de unde până unde. Noastră considerați că este un procent corect? Este un procent aproape de procentul pe care l-am avut și până acum. Adică nu este o cifră cu totul ieșită din linia celor pe care le-am avut pentru acest capitol. Nu știu cum s-au făcut calcul, nu știu de ce 9,41, 9,5. Aceste explicații ar trebui să le ofere primul rând Ministerul Finanțelor, dar și Ministerul Muncii. Vă spuneam când vorbeam înainte de emisiune că oamenii trăiesc cu senzația că Ministerul Muncii este instituția cheie în stabilirea punctului de pensie, de exemplu, dar în realitate Ministerul Finanțelor joacă un rol determinant. Și, ca o paranteză, nici nu vreau să-mi amintesc cum a fost anul trecut când am reușit să facem mărirea de 14%, spre deosebire de cea de 10% pe care o face acum PSD și în care aveam nevoie de o colaborare strânsă cu Ministrul Finanțelor Florin Cățu. Nici nu vreau să-mi amintesc. Bine că am reușit să ieșim la capăt și să acordăm oamenilor o mărire. Adică v-a refuzat mărirea? Nu, nu
a fost un dialog în spiritul colegial și într-o manieră în care să discute niște miniștri într-un cabinet, dar nu mai contează. Bine că până la urmă am ajuns la un rezultat. Prin urmare, Ministerul Finanțelor trebuie să fie disponibil pentru discuții în relație cu Ministerul Muncii. De aceea spun că explicația pentru 9,4 în primul rând Ministerul Finanțelor trebuie să o dea. Și, bineînțeles, Ministerul Muncii nu iese din linia procentelor pe care le-am avut în ultimii ani, dar, într-adevăr, ne punem toți problema, de ce nu 9,5? Probabil că, din punct de vedere al calculului pe deficit, s-a ajuns la această concluzie pe care văd că o comentează cei din spațiu politic, dar ea nu iese, repet, din procentul obișnuit pentru pensie. Da, dar s-a pus un prag. Până acum nu era o plafonare la acest nivel. S-a pus un prag, dar nici nu s-au dat niște răspunsuri clare legate de ce se întâmplă cu pensiile primarilor. Deci s-a pus un prag și acum se pasează vina de la unul la altul. Nu pot să dau asta pentru că am pragul. Nu am pus pragul ca să nu se dea pensiile primarilor, s-a spus. Adică pare așa o învârteală. Aici o poveste cu pensiile primarilor, unii spun, domnule, ei n-au avut în perioada respectivă contribuții, e o perioadă care le lipsește din vechime. Să știți că am verificat, doamna Dojoiu, nu e chiar așa, într-adevăr au fost cazuri în țară, într-adevăr au fost cazuri în țară și pe anumite perioade scurte de timp în care personalul primăriilor respective au interpretat în mod eronat, ca stagiu, ele sunt asimilate. Din punct de vedere al contribuțiilor au fost cazuri, am întrebat de 3 ori, mai degrabă punctuale decât generale. Oricum, dacă sunt cazuri punctuale și pe segmente de timp scurte, ele se pot rezolva cum le rezolvă oricine, și anume îți faci un contract cu cei de la casa de pensii și îți plătești contribuția respectivă ca să acoperi perioada. Și se întâmplă și astăzi. Oricare dintre noi, dacă avem goluri în trecut, asta trebuie să facem, că nu există altă soluție. Dar, în esență, eu sunt pentru pensiile pe bază de contributivitate și veți vedea în discursul nostru public că ne vom referi la acestea, orice altă formă, sub orice altă explicație, că n-am putut să fac altceva pe perioada profesiei, dar știi în ce profesii, care sunt condițiile. Orice altă explicație, că activitatea mea este mai importantă decât cea unei bibliotecare sau a unei persoane care lucrează în altă parte, pentru mine sunt explicații forțate. Bună seara, Gabriel, ești în Piața Victoriei la Europa FM, te ascultăm. Da, bună seara, doamna Dojoiu, și bună seara, invitatei dumneavoastră. Eu am două întrebări foarte clare pentru invitatea dumneavoastră. Vă rog. Ce veți face cu după aceste sărbători, adică în legătură cu pandemia? Aveți un, nu știu, se discută în comisia în care faceți parte despre acești oameni care vin de români, din diaspora, adică veți impune ceva reguli pentru cei care sunt vaccinați? Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, ce veți face, având în vedere că faceți parte acum, reprezentați drepturile omului, ce veți face cu acei oameni care sunt închiși în țară? Pentru că dacă stăm să ne gândim, sunt foarte mulți în acea celulă de 16-24 de persoane. Cum reușiți ca să opriți această pandemie între acești oameni care sunt foarte mulți în noi? Mulțumim, Gabriel. Există soluții la Comisia de Drepturile Omului sau nu acolo e sediu materiei, ca să zic așa? Sediu materiei este la Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care trebuie să urmărească evoluția bolnăvirilor susceptibile a crește în această perioadă de sărbători și care va lua probabil niște decizii dacă această evoluție va fi în sens negativ. Acum, eu îmi permiteți să spun că eu sunt convinsă că trebuie să fim atenți în această perioadă și să evităm aglomerările. Sunt puțin surprinsă de deciziile din perioada recentă cu petrecerile de anul nou fără protecție, fără număr de persoane.
Parem că nu înțelegem nimic din gafele pe care le facem. Mie cea mai gravă gafă mi s-a părut cea făcută în vară, când ni s-a spus am depășit pandemia, ura, totul e bine. Acolo s-a întâmplat ceva și ar fi fost bine să înțelegem. Dacă același mesaj îl avem și acum, e tot în regulă, petreceți la înghesuială, indiferent de număr, după aceea să nu înceapă politicienii să ne țină lecții după sărbători, că nu e frumos, de ce au crescut numărul de cazuri. Totul pleacă de la responsabilitate și de la vârful politicii. Absolut. Bună seara, Adrian. Ești în Piața Victoriei la Europa FM. Te ascultăm. Să românile, bună seara. Bună seara. Bună seara. Nu știu ce să spun. Nu șocat, dar sincer n-am înțeles emisiunea din seara asta, tema. Nimic concret, nu înțeleg, e un fel de, un soi de bârfă, un soi de regrete că PNL a făcut ce a făcut, eu fiind un votant PNL, de când am dreptul, de când am început să am dreptul să votez, am avut și eu ceea ce s-a întâmplat, că PNL-ul a dat mâna cu domnii de la PSD, ca să nu-i numesc altfel. Este, nu știu, eu nu știu până unde merge tupeul ăsta, nu mă refer la invitata dumneavoastră, mă refer la politicieni în general. Doamna Alexandru, a părăsit partidul din această cauză. Eu din acest motiv am și plecat din PNL și să știți că am dat toate semnalele. Acum o să ziceți că eram insignifiantă. Posibil. Cert este că nu am tăcut. Am spus, nu este normal. PNL va plăti pentru această trădare pe care o face față de electoratul căluia i-a promis că nu se va apropia de PSD. E de neînțeles de ce s-a întâmplat acest lucru și consider că este efectiv o palmă pe obrazul celor care și-au pus încrederea în PNL. Mulțumim, Adrian. Am început cu politică, încheiem cu politică. Ați fost președintele PNL București. Ce n-a funcționat la București și nu știu dacă va funcționa în continuare între PNL și USR, mai ales la sectorul 1? Lucrurile au funcționat până în punctul în care între echipa PNL de la sectorul 1 și echipa doamnei primar nu a mai existat niciun fel de dialog. Și doamna primar obișnuia să nu-i consulte înainte de ședințele de consiliu și PNL făcea critici deja publice înainte sau, mă rog, în perioada în care, în mod normal, ar fi trebuit să fie consultarea. Eu cred că ambele părți ar trebui să înțeleagă că nu avem altă alternativă decât ca PSD să revină la putere în București și să câștige alegerile pe spatele, de pe urma acestei neînțelegeri între cele două părți și să depășească momentul. Ce vreau să vă spun însă este că sunt puțin surprinsă de direcția în care au luat-o lucrurile acum în PNL București. Noi am promis oamenilor că desființăm companiile Gabrielei Firea și la ultima ședință de Consiliu General, consilierii PNL au votat o firmă a lui Băluță și consilierii PSD o firmă a primarului Ciucu. Deci înființăm firme. N-am terminat cu desființarea celor pe care le avea Firea și am spus oamenilor că printre altele vom face curățenie și vom înlătura pe toți cei care erau puse acolo dintre prietenii și colaboratorii de casă ai PSD-ului și ai altor prieteni și noi acum facem și noi același lucru. Asta pe mine mă îngrijorează. Acolo unde ai o piață și Bucureștiul, spre deosebire de alte localități, chiar are o piață suficient de largă. Acolo unde ai un serviciu pe care mediul privat îl poate oferi și îl achiziționezi transparent, competitiv, pe niște reguli clare, atrage către stat și a vrea ca la stat să se facă lucrurile, sigur, având explicații de genul că sunt costurile mai mici, ceea ce nu stă în picioare, sinceră să fiu, dar cu explicații de genul acesta înseamnă să abdici de la valorile liberale pe care noi am încercat să le promovăm în București, să curățăm un dezgust pe care electoratul bucureștean l-a avut față de PNL și să știți că asta mi-a fost cel mai greu, să curăț și să redobândesc încrederea electoratului bucureștean în PNL, că un PNL care era înainte să preiau conducerea în diverse combinații cu PSD, la vot, în diferite, aceste lucruri mi-au fost cele mai grele și acum părem că ne întoarcem, deci ne-am apucat de înființa firme de stat, repet, în zone în care în piața din București există ofertă și tu ca liberal ar trebui să promovezi competiția. Mai aveți un singur minut și de-aia am să vă întreb direct și aștept un răspuns scurt. Regretați susținerea lui Nicu Șordan pentru primăria Bucureștiului? Nu.
Nu regret și cred că trebuie să înțeleagă bucureștenii că Florin Câțu în acest an nu l-a susținut absolut deloc pe Nicuș Ordan. A susținut toate primăriile din țară care au cerut ajutor, mai puțin pe Nicuș Ordan. Eu cred că trebuie să îmbunătățească managementul, cred că trebuie să-și evalueze echipa cu care lucrează. Vă spune un om care a fost ministru și care și-a dat seama cât de importantă este echipa, nu poți să le faci pe toate. El este de foarte bună credință, dar are nevoie să-și completeze echipa cu colaboratori care să cunoască meserie, dar nu mă îndoiesc asupra bunelor lui intenții și observ atacuri din toate părțile, tocmai pentru că este un om integru și încearcă să facă niște treabă, un tip de treabă pe care PSD a știut să-l bage sub preș. Și i-a mers foarte bine, l-a ascuns acolo, a acumulat datorii și n-a făcut nimic, de fapt, concret pentru oameni. El s-a apucat de făcut și, după cum vedeți, atacurile vin din toate părțile. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Violeta Alexandru, invitată în Piața Victoriei la Europa FM. Rămâneți acum cu Teddy Păun în cel mai mare club de seară din România. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.